Dialogul intitulat Criton este unul dintre cele mai scurte dialoguri ale lui Platon. Acesta explorează tema dreptății, a prieteniei, precum și relația contractuală, înțelegerea dintre individ și stat. Conversația are loc în închisoare, acolo unde Socrate își așteaptă execuția pentru impietate și corupere a tinerilor Atenei. Singurele personaje din dialog sunt Socrate și prietenul său Criton. Motivul vizitei lui Criton este acela de a-l îndemna pe Socrate să evadeze, argumentând că este nedrept ca el să fie omorât atunci când nu a comis nicio infracțiune reală. Socrate însă refuză să evadeze alături de prietenul lui, invocând datoria sa față de stat și față de legile Atenei. Are loc un scurt dialog imaginar între Socrate și legi personificate, în care legile argumentează că Socrate ar greși să nu asculte de ele, având în vedere contractul social implicit pe care l-a acceptat ca locuitor al Atenei. În plus, Socrate a refuzat condamnarea la exil și a acceptat în fața juriului pedeapsa cu moartea. Dialogul explorează tensiunea dintre libertatea individuală și obligațiile civice. Socrate crede că datoria lui față de Atena și legile statului este mai presus decât dorința sa de libertate și interesele sale personale. El crede că nu este suficient să respectăm pur și simplu legile atunci când este convenabil sau când acestea ne sunt benefice. În schimb, cetățenii trebuie să accepte legile chiar și atunci când sunt dificile sau când intră în conflict cu interesele personale. Nedreptatea sentinței, deci, nu poate scuza nedreptatea evadării. Dialogul explorează și tema prieteniei. Criton este un prieten loial lui Socrate și vrea să-l ajute să scape. Dar Socrate insistă că ar fi greșit să facă acest lucru. Prietenia adevărată presupune să ne ajutăm unii pe alții pentru a deveni oameni mai buni. Ori a ajuta pe cineva să încalce legea nu ar fi în interesul celor implicați. Unul dintre cele mai importante pasaje din dialog este următorul, în care legile personificate îi vorbesc lui Socrate: Deci, Socrate ar continua legile. Dacă spusele noastre sunt adevărate, gândește-te că nu e drept să te porți cu noi așa cum ești pe cale să o faci. Căci noi, care te-am adus pe lume, te-am crescut și te-am educat, care v-am făcut părtași pe tine și pe toți ceilalți cetățeni la tot binele de care suntem în stare, tot noi proclamăm că orice atenian este liber ca, după ce a intrat în rândul cetățenilor și ne-a cunoscut pe noi legile, precum și rânduielile cetății, să plece oriunde, cu tot ce are, chiar dacă nu îi suntem pe plac. Niciuna dintre noi, legile nu stă în calea nimănui și nu oprește pe nimeni să se ducă unde vrea. Dacă vreunul dintre voi, cetățenii, nu se împacă cu noi și cu cetatea, e liber să plece într-o colonie sau să se strămute ca metec în altă cetate, luând cu sine tot ce e al său. Pe acela însă care, văzând în ce chip împărțim dreptatea și îndeopște cum gospodorim cetatea, rămâne aici, îl considerăm obligat, prin însuși faptul rămânerii lui, să asculte toate poruncile noastre. Dialogul Criton a avut o influență semnificativă asupra filozofiei de mai târziu, în special în domeniul filozofiei politice. Un concept durabil care apare pentru prima dată discutat în acest dialog este acela al contractului social, acel acord implicit dintre Socrate și legi. Contractul social dintre un individ și stat e văzut ca o condiție necesară pentru a trăi într-o societate civilizată și de aceea sursa unei obligații morale fundamentale pentru cetățean, chiar atunci când legile cetății dau naștere la nedreptate. Acest concept a avut un impact de durată asupra filozofiei politice, în special în lucrările lui Thomas Hobbes, John Locke și Jean-Jacques Rousseau.